Bună dimineața tuturor celor din sală și celor din online. Nu știu dacă știți, astăzi e o zi specială, este ziua lui Superman. Știți că e ziua lui Superman, da? Ne referim la Christopher Reeves, desigur, la primul actor care a jucat rolul lui Superman. Dumnezeu să-l odihnească. Sigur, Henry Cavill e mai drăguț, e mai simpatic, dar totuși primul Superman a fost Christopher Reeves. Sunt aici astăzi pentru a vă provoca un pic. Pe voi toți cei care lucrați în HR. Pot spune că și eu, în ultimii 10 ani, fac parte din această grupă minunată de oameni, dar baza mea nu e neapărat de HR. Eu vin din sales, din marketing, din câteva corporații și apoi din antreprenoriat după 2008, când am ales calea aceasta antreprenoriatului. Și provocarea e următoarea. Noi credem, noi ăștia de la Marco Polo, și o să vorbesc un pic și despre noi foarte scurt, că voi aveți unul dintre cele mai exciting joburi din acest moment. Da? Și nu doar acum, ci și în viitor. Rolul vostru, rolul nostru ca oameni de HR, este mai important decât a fost vreodată, mai exciting și mai plin decât a fost vreodată de când există business în lumea asta. Okay? Haideți să începem cu prezentarea noastră, vă rog frumos. Alina, dacă vrei tu să începem cu PowerPoint-ul nostru. Dacă ați văzut titlul prezentării, e în felul următor. Business strategy e o fracție peste HR strategy equals one. Ok? Deci, provocarea pe care o punem astăzi în fața voastră e în felul următor. Strategia de HR, funcția de HR, rolul HR-ului în lumea în care trăim, este pe același nivel, pe același nivel de importanță cu strategia de business. Și în această prezentare mă voi strădui să argumentez ceea ce tocmai am spus. Ok. Marco Polo Central Eastern Europe, cine suntem noi? Suntem o companie, un joint venture într-o companie franceză, creată în Lyon acum vreo 25 de ani, și un grup de oameni din România care, în sfârșit, a început să construiască acum 10 ani. Anul acesta am primit 10 ani, mulțumim foarte mult pentru colaborarea cu mulți dintre cei care sunt aici de față. Pe 10-a vom celebra 10 ani și ne bucurăm foarte tare de acest trecut. Ce facem noi? Suntem o companie de training și consultanță. Ne place să spunem, cum ați văzut mai devreme, we enable growth for people, da? Deci ne ocupăm cu chestia asta, cu creșterea oamenilor, pentru ca companiile să crească, pentru ca business-urilor să le fie bine. Cred că Alina, hai să trecem la următorul slide, cred că doar așa va funcționa. Ok? Cum spuneam, ok, să ne jucăm cu PowerPoint-ul, dacă merge sau nu, e ok. În ultimii 10 ani am lucrat cu peste 200 de companii din România. Avem destul de multe proiecte internaționale împreună cu grupul nostru și încercăm să construim relații foarte strong, foarte apropiate cu clienții noștri. De asta nu sunt 500, nu sunt 1000, sunt clienți cu care lucrăm frecvent de când am început relația. Sunt mai bine de jumătate dintre clienții respectivi, sunt oameni cu care lucrăm, firme cu care lucrăm continuu. All right, arată bine, nu? E chiar, da, e ok, e bună prezentarea. În regulă. Haideți să ne întoarcem la, după pauza publicitară, haideți să ne întoarcem la prezentare. O să ne ocupăm pe rând de prima parte a ecuației, adică o să vorbim mai întâi de business strategy. Pentru a pune în ecuație discuția asta despre business strategy, o să folosim un concept creat de un profesor de la Universitatea din Tel Aviv, îl cheamă Itzhak Adizes, care se numește ciclu de viață al unei companii. Okay? Haideți să ajungem la ciclu de viață, Alina, da? Ciclu de viață al unei companii, teoretic, dacă ne uităm, el e ca orice ciclu de viață al oricărui sistem sau produs viu pe lumea asta, orice firmă apare și dispare la un moment dat. Orice companie crește, apare în mintea unui antreprenor, se dezvoltă, ajunge să devină o companie serioasă, ajunge la, dacă vreți, la o poziție de prime, cum zice acest domn, când creșterea este puternică, dar structurile, procesele din interior funcționează cum ar trebui să funcționeze, până când compania ajunge la o stare de platou. Creșterea nu mai există și ușor, ușor, în funcție de ce face
strategic echipa de management și compania respectivă, compania poate continua sau începe o pantă descrescătoare, după cum vedeți aici. Și prima fază pe această pantă descrescătoare se numește aristocrație. Aristocrație adică we are the myth, the legends, da? Nu ne poate atinge nimic, suntem cei mai puternici. După care urmează o fază de recrimination, cum spune acest domn, când dăm vina unii pe alții pentru tot ce e rău în companie. Ușor, ușor ajungem la birocrație, într-o fază în care nu mai contează nimic altceva decât birocrația. Și în final ajungem la exit. Acum, sigur, acest ciclu de viață poate să dureze 6 luni, cât este durata de viață a unui startup, dacă probabil că știți. Din marea majoritate a startup-urilor, după 6 luni dispar. Da? Deci 80% dintre startup-uri nu apucă un an de zile. Deci parcurg practic acest întreg ciclu de viață. Altele, evident, durează mai mult, reușesc să-și prelungească ciclul de viață și sunt companii, știți bine, cu peste 100 de ani vechime în piață. Nu sunt foarte multe. Dacă ar fi să le numărăm, probabil că sunt câteva zeci de companii în toată lumea care au peste 100 de ani vechime. Bun, o să facem un mic exercițiu și îl vom folosi din nou pe prietenul nostru Menti, cu care îl știți foarte bine deja. Primul exercițiu Menti va fi chiar să încercăm o poziționare a propriei voastre companii pe acest ciclu de viață. Și vom avea două coordonate la care vă rog frumos să răspundeți. Două coordonate. Unu, cât de mare este creșterea companiei din care faceți parte? Și când spunem creștere, ne referim la cifra de afaceri, profitabilitate, expansiune, etc. Minim este minim sau nu există creștere, evident, maxim înseamnă că suntem în cea mai mare perioadă de creștere a companiei, atât ca cifră de afaceri, cât și ca profitabilitate. Iar a doua coordonată, imediat o vom vedea, este nivelul de structurare și de birocrație din cadrul companiei, da? Deci pe verticală imediat vom vedea creșterea și pe orizontală este gradul de birocrație și de structură a companiei din care facem parte. Hai să trecem în Menti, Alina, te rog frumos, și imediat veți avea posibilitatea să faceți această evaluare. Dar la ochi, la o ridicare de mâini până când apare Menti, cine crede că este pe prima parte a ciclului de viață? Da? Deci până la aplatizare, până la platou. Doar cu ridicare de mâini. Ok, cool. Cine crede că a atins deja platou? Ok, mă referim la companiile voastre, da? Și cine crede că e deja pe partea cealaltă? Bine, aici nu are rost să ridicăm mâinile. E o opinie subiectivă, nu cred că, da. Mai bine o facem anonim. Și o facem cu Menti. Deci vă rog mult, dacă vreți să luați QR codul de aici, aveți și, dacă scoatem bara de sus, vedeți și codul din Menti. Hai să scoatem bara de sus, vă rog frumos, dacă se poate, să nu mai apară. Ok, să apară codul, super. Aveți și codul, ok. Dacă aveți și codul și QR codul luat, ok, oricare dintre ele, în regulă, o să trecem la prima întrebare. Și prima întrebare e exact așa. Aveți pe telefoanele voastre posibilitatea să faceți un rating al creșterii, procesului de creștere al companiei, da? Gradului de creștere, scuzați-mă, și al gradului de structurare sau de birocratizare al companiei pe care o reprezentați. Și în curând o să vedem și primele evaluări și o să vedem cam cum stăm, care e business life cycle-ul. Asta e, perfect. O lăsăm pe asta, da? Hai să vedem. All right. Iată, apar primele. Ok. Da. Îmi pare rău. Ok. Măcar avem o idee deja. Iată. Primele modificări. Ok. Bun. Ăsta e un concept strategic, logic. Vrem să ne uităm la companie în alt mod. Vrem să înțelegem unde se află compania pe acest ciclu de viață.
De ce e important asta? Pentru că, desigur, teoretic, vrem să contribuim la bunăstarea companiei, la bunăstarea angajaților și asta se poate întâmpla dacă ciclul de viață este prelungit. A funcționat, nu? Relativ bine, perfect. Bun. Întrebare către, așa, oarecum retorică. Ce trebuie să facă o firmă pentru a prelungi ciclul de viață? Înapoi un pic, da? Ce trebuie să facă o firmă pentru a prelungi ciclul de viață? Trebuie să-și modifice strategia. Trebuie să gândească strategic, să abordeze altfel realitatea, da? Pentru a evita, eu știu, partea aceasta de cădere de a ciclului de viață. Ok? Iar modificările strategice nu sunt simple. Dacă în trecut aceste modificări strategice erau absolut necesare măcar la câțiva ani, o să vedem de ce e atât de important ca astăzi acele modificări strategice să fie oarecum tot timpul mintea noastră. Să înțelegem permanent unde suntem pe ciclu de viață și ce e de făcut. Știți bine câte companii au dispărut de-a lungul timpului, companii pe care le știm toate studiile de caz, pentru că nu au făcut ce trebuiau la momentul potrivit. Cu cât ajungi mai târziu pe ciclu de viață, cu atât e mai greu să modifici, să creezi un nou ciclu de viață care să-ți dea în continuare creștere. Bun. Deci, cum spuneam, deocamdată ne ocupăm de partea de sus a fracției, da? De business strategy. În realitatea noastră, avem următoarele patru mari, dacă vreți, patru mari trenduri care ne influențează. Nu știu dacă sunt toate, dar cu siguranță cred că am surprins poate cele mai importante trenduri. Tehnologia, nu mai vorbim despre tehnologie, cât de mult ne influențează și cât de mult ne schimbă viața. Iulia spunea mai devreme că da, abordarea AI-ului este una graduală și una naturală. Datorită AI-ului, conform unui studiu făcut de McKinsey, până în 2030 este foarte probabil ca 50% din produsele și serviciile pe care le vom avea să fie altele decât ce avem astăzi, adică să fie ceva ce n-am mai folosit până acum. Adică schimbarea nu e chiar lentă, da? Vorbim de 6 ani de acum încolo. Încă o dată, până la 50% din produsele și serviciile pe care le utilizăm astăzi vor fi diferite, vor fi altele. Imaginați-vă ce vine la pachet cu informații. Al doilea mare trend este cel al generațiilor. Și sigur că voi, ca oameni de HR, știți mai bine decât oricine cât de mari sunt diferențele între generații. Okay? Între noi ăștia X, cred că sunt singurul X de pe aici, doamnelor, cu siguranță, da. Da. Toți ceilalți sunteți millennials, eu sunt X. E bine, între X și millennials a fost o diferență, dar între millennials și Z e o diferență substanțială. Am auzit foarte mulți millennials care se plâng, mamă, ăia de Z, sunt fai de capul lor, sunt ce. Iar cei din Z au început să plângă de Alpha, care reprezintă iarăși o altă mare diferență. Bun, e un trend major care afectează tot mediul de business. Al treilea trend despre care nu mai are nevoie să vorbim, este cel geopolitic. Cu toate schimbările care vin la pachet. Cu cele două războaie existente în lume, plus altele mai mici, cu dinamica asta între United States și China, cu dinamica între Uniunea Europeană și tot restul lumii, toate astea influențează, evident, lumea în care trăim. Și al patrulea trend este climate change. Îl simțim cu toții pe pielea noastră absolut direct. Bun, aceste mari trenduri ce creează pentru business? Care e impactul acestor trenduri în business? E bine, noi credem că sunt patru mari elemente, patru mari dinamici, dacă vreți, care afectează profund mediul de business. Schimbarea s-a schimbat, e o chestiune pe care toată lumea o știe că s-a schimbat, cu siguranță. Că, în continuare, avem percepția că schimbarea e lentă. Deși știm că schimbarea s-a accelerat și că e chiar exponențială, nu e atât de rapidă. Un pic de timp. E bine, nu e chiar așa. Se pare că schimbările sunt cu adevărat profunde și, apropo de ce spunea Iulia mai devreme, conform unui studiu făcut tot de McKinsey, mai bine de 25% din toate joburile 2025, vor fi inclusiv 2025, vor fi afectate într-un mod sau altul de AI. Da? Vor fi afectate, nu neapărat
date. Vor fi îmbunătățite sau upgradate într-un mod oarecare de AI. Următoarea mare realitate este că în orice domeniu am fi, competiția este mult mai mare decât a fost, să zicem, cu 10 ani în urmă. Mult mai mare. Okay? A treia dinamică este că know-how este commodity. Nu mai putem spune că avem un know-how proprietar, el este disponibil aproape oricui, oricând, oriunde. Okay? Și a patra mare schimbare este că ESG devine core. Aproape că nu mai există companie în lumea asta în care să nu avem o discuție despre ESG, despre impactul pe care îl avem asupra lumii în care trăim. Bun. Toate aceste efecte, dacă vreți, ale trendurilor de care am vorbit, au un impact major asupra strategiei unei companii. Toți cei care creează strategie, care contribuie la strategie, sunt oarecum nevoiți să privească procesul strategic într-un mod diferit. Într-un mod realmente diferit. Am făcut ceva? Schimbăm microfonul? Când în când. În regulă. Să sperăm că cei din online ne aud. Ne aud, credeți? Da? E ok? Super. Să vorbesc și mai tare. Bun. Dacă acestea sunt efectele, cum spuneam, avem chiar acum o serie de workshop-uri cu câțiva clienți despre strategie și vorbim despre modul în care ne raportăm la strategie. Avem nevoie de frame-uri strategice noi, avem nevoie de viteză de gândire strategică nouă. Și o să vă gândiți, ok, cum ne afectează pe noi chestia asta cei din resurse umane. Hai să mergem mai departe, vă rog. Practic vorbim de uncharted waters. Niciodată în istoria omenirii nu am avut parte de o realitate atât de complexă cum e cea în care trăim. Sunteți de acord cu mine? Da? Să ridicem mâna cine e de acord, vă rog frumos. Never ever, de când există omenirea, nu am trăit o realitate atât de complexă. Și atunci ne imaginăm că toți creatorii de strategie trebuie să creeze oarecum în necunoscut. Trebuie să creeze și să gândească, să-și propună idei care să țină apa, ca să zicem așa, în condiții atât de diferite, atât de complexe cum sunt cele în care trăim. Ok. Bun. Și acum, cum spuneam, pentru a menține ciclul de viață al unei companii din ce în ce mai mult, avem nevoie să gândim strategic și să facem din strategie, din gândirea strategică, un fel de, cum să spun, competență primară, dacă vreți, a oricărui om care lucrează în management. A oricui. Okay? Bun, și acum o să trecem la, asta a fost, dacă vreți, partea de prezentare a relației între strategie, gândire strategică și gândire strategică de business și gândire strategică de HR. Am luat doar prima parte, partea de sus. O să trecem la un alt slide în Mentimeter, un alt mix survey. De data asta o să fie vorba despre dumneavoastră, toți cei care sunteți aici și care sunteți în online. Și aș vrea să vedem care este sistemul de credințe referitor la rolul HR-ului în lumea în care trăim. Okay? Și sunt câteva credințe pe care le-am enumerat noi, nu sunt toate. Dacă vreți, vă rog mult, intrați pe Menti și răspundeți la acest mic survey. Hai să vedem care sunt, cât de mult credeți că aceste afirmații corespund cu credințele voastre despre rolul HR-ului în lumea în care trăim. Ok? Ok? Avem 5 răspunsuri, încurajăm și colegii din online să răspundă la acest survey. Și am ales 5 afirmații, nu cred că sunt neapărat challenging. Fac parte din setul de credințe al nostru, dacă vreți, celor de la Marco Polo, despre rolul HR-ului în lumea în care trăim. Prima, cum spuneam, HR-ul este unul dintre cele mai exciting joburi în lumea, în ziua de azi. Doi, strategia de business, strategia de HR sunt pe același nivel de importanță. 3. Fiecare om, indiferent cine ar fi, oriunde ar fi în lumea asta, are un nivel de potențial considerabil mai mare decât performanța actuală. Deci o credință profundă în potențial uman. Și 4.
Asta este un pic de provocare. Pentru a fi un om de HR foarte bun, trebuie să fii un om de business foarte bun. Okay? Iată, avem până acum 42 de răspunsuri și, după cum vedem, la nivel de sistem de credință, repet, sunt doar 4 din probabil mai multe pe care le-am fi putut lista, cred că suntem destul de aliniați. Dacă ăsta este rolul HR-ului, hai să ne uităm acum la dinamica între HR, strategie de HR și strategie de business. Old school funcționa și funcționează în continuare pentru multe companii în acest mod. Există o strategie de business definită undeva de cineva, la care noi avem mai mult sau mai puțină contribuție, de obicei mai puțină din experiența noastră, noi specialiștii din HR, să spunem cei care conducem departamentele de HR, și începe o relație de parteneriat cu, să spunem, leadership-ul companiei. O relație de parteneriat în care creăm strategia de HR ca să susțină strategia de business, okay? Executăm strategia de HR, menținem alignment-ul și, desigur, modificăm sau updatăm strategia de HR. Asta este, dacă vreți, varianta actuală și zicem noi, dacă ne dați voi un pic provocator, old school. Hai să vedem o alternativă. Asta face parte tot din modul actual de lucru. E un proces de alignment între strategia de business, strategia de HR, execuție și până la nivel de măsurare și de îmbunătățire a strategiei de HR. Ăsta e un sistem clasic de alignment între cele două tipologii de strategii. Ok. Ne întoarcem un pic la un cadru de gândire strategică. Ăsta este un cadru creat acum vreo 20 ceva de ani, de doi domni profesori la Harvard, Laffrey and Martin, și e un cadru strategic folosit de multe din companiile în care unii dintre voi sunteți astăzi, lucrați astăzi. E un sistem de alegeri pe care o echipă de management, de leadership trebuie să le facă. Și sistemul ăsta de alegeri pornește de aici de undeva, care sunt aspirațiile, care sunt obiectivele pe termen lung ale companiei. Da? Practic ce vrem să devenim, încotro ne îndreptăm. Punctul 2 este, ok, care este teritoriul nostru de luptă, teritoriul nostru de joacă, teritoriul nostru de existență. Da? Care poate fi un segment de piață, poate fi un teritoriu, poate fi un canal de distribuție sau poate fi toate trei la un loc. Și o facem, de ce? De ce facem asta? Pentru că plecăm de la o realitate, cine suntem noi ca și companie. Nu putem trăi, nu putem exista, dacă vreți, noi, Marco Polo, Central Eastern Europe, deocamdată ne putem propune Japonia, dar nu suntem acolo, dacă vreți, ca aspirație de teritoriu. Nu vorbește niciunul dintre noi limba japoneză, din păcate, deși ne-ar plăcea, nu? Lucian? Deci e un teritoriu pe care încă nu-l putem acoperi. Dar e un teritoriu geografic, ne putem referi la segmente de piață sau la altfel de teritorii, gen canale de vânzare. După care, ok, ne alegem modalitatea în care câștigăm. How will we win? De obicei, strategiile pornesc de aici. Da? How will we win? Dar avem o parte inițială de definire. Ei bine, ajungem însă la care sunt capabilitățile noastre pentru a câștiga. Și aici apare un rol fundamental al funcției de HR. Pentru că vorbim în primul rând de capabilități umane și apoi de orice alt tip de capabilități. Vorbim în primul rând de capabilități de tip skills, de tip beliefs, de tip cultură organizațională, pe care dacă nu le avem, le putem propune orice fel de strategie. Și apoi ajungem la sisteme de management și sisteme de orice altă natură care ne ajută să executăm. Ok. Cheia, dacă vreți, pentru noi, cei care lucrăm în HR, este să înțelegem că ăsta este un proces iterativ. Că tot ce este amonte depinde de tot ce este downstream. Da? Deci tot ce este upstream depinde de tot ce este downstream. E un sistem iterativ. Și atunci, dacă vreți, provocarea noastră este să preluați acest sistem de gândire, după care nimic din orice își propune o companie ca strategie nu se poate executa fără ca aceste capabilități pe care noi, cei din HR, le construim, le executăm,
le facem să poată să aibă loc. Deci, provocarea este să vă gândiți că sunteți parte din strategie, să ne gândim că fără noi strategia nu poate fi executată și uneori nu poate fi creată. Și sigur că e o provocare interesantă pentru anumite companii, în care dinamica între management și HR poate fi diferită, dar realitatea, dacă vezi pe termen foarte scurt și, hai să spunem, mediu în cel mai bun caz, le va arăta tuturor celor care gândesc altfel că e nevoie de această colaborare foarte strânsă. Okay? Deci ăsta e motivul pentru care cele două tipuri de strategii, business strategy, HR strategy, trebuie să se alinieze. Sunt cel puțin trei elemente pe care trebuie să le livrăm, e nevoie să le livrăm pentru ca orice strategie de business am avea să poată fi executată. Da? Organizational agility. Ne trebuie viteză de schimbare incredibil de rapidă. Dacă luăm doar sistemul bancar, care teoretic e un pic mai lent, teoretic, da? Vedem câte lucruri se modifică în sistemul bancar. De la mergers and acquisitions până la tot felul de spin-off-uri care schimbă dinamica realității respective. Și atunci ne trebuie agilitate sporită pentru ca să putem răspunde realităților pieței. Avem nevoie de competitive advantage, constant, care nu mai poate fi obținut doar pentru că avem un anumit tip de know-how sau pentru că suntem proprietari pe un anumit produs. Pentru că acele produse, acel know-how va fi disponibil oricui. Și atunci trebuie să creăm continuu, trebuie să inovăm continuu. Și asta nu se poate întâmpla dacă noi cei din HR nu ne facem foarte bine treaba în direcția aceasta. Și în plus, enhanced productivity, despre care presupun că aveți presiunea asta constant, e absolut normal oarecum să avem această presiune, dar ea este mai mare azi decât oricând. Okay? Deci iată cel puțin trei elemente care au nevoie să fie corelate, pe care HR strategy trebuie să le livreze pentru ca business strategy să poată funcționa. Okay? Bun. Mai avem? Nu prea, am înțeles. Terminăm foarte repede. Aș vrea doar să ne uităm la aceste 10 priorități de HR care ar trebui să livreze, ce spuneam mai devreme, pe care cei de la Gartner le-au preluat într-un studiu făcut acum un an de zile chiar. Da? Și aș vrea să vă rog, dacă vreți foarte repede, să intrați din nou pe Menti și să răspundeți care dintre ele vi se par cele mai importante. Da? Să faceți un ranking al acestor priorități de HR. Okay. Iată apar primele răspunsuri. Okay. Vom lăsa acest survey să curgă, inclusiv pentru colegii din online. Să vedem la final ce credem cu toții despre prioritizarea acestor priorități. Și aș vrea în continuare să vă arăt care sunt alegerile conform studiului făcut de Gartner. Okay? Ne întoarcem un pic la prezentare, Alina, te rog. Și conform acestui studiu, sunt primele 5 sunt cele highlightate aici. Da? Leader and Manager Development. Cred că putem spune că e evident. Organizational Culture. E de când lumea, dar poate azi e mai important decât oricând. HR Technology. Evident, change management, capacitatea noastră de a crește agilitatea, ok, și career management and internal mobility. Apropo de generații și de tendințele noilor generații de mobilitate, alegerile lor de carieră. Ok? Deci ăsta este studiul, toată această prezentare, dacă vreți, va fi disponibilă pentru voi toți. Dar în principiu sunt 5 mari elemente pe care Gartner le-a găsit ca fiind prioritare pentru 2024. Aș vrea să închid în 2 minute revenind la challenge-ul de mai devreme, la provocarea de mai devreme. Conform unui studiu făcut de Harvard Business Review, pentru prima din aceste priorități sunt 4 elemente esențiale
Și nu o să trec prin ele, o să vi le las în material să le urmăriți. Ok? Deci există și o prioritizare a direcțiilor de dezvoltare a leadership-ului pe care noi, cei din HR, ar trebui să le luăm în considerare. Ok? Felul în care ne raportăm la disruption, care să devină oarecum o normalitate și chiar o modalitate de a valorifica disruption. Întoarce-te un pic, Alina, te rog. Tech savviness, evident. Humanizing leadership, o chestiune pe care o facem de mult, încercăm să o facem de mult, ne străduim să o facem de mult, dar pare că azi e mai importantă decât oricând. Și apoi leading the hybrid work strategy. Astea sunt cele patru priorități pentru prima, să spunem, mare prioritate pentru HR, și anume dezvoltarea leadership-ului. Iar a doua, ce veți vedea pe slide, e un concept al colegilor noștri de la Performance Consultants International, pe care îi reprezentăm în Europa de Est. E o modalitate de a ne raporta la cultura organizațională. Și practic vorbim de patru tipologii de cultură organizațională care au o relație directă cu performanța. Cu cât ajungem la un nivel mai înalt de interdependență, cu atât reușim să impactăm performanța companiei. Doar pentru asta, cred că rolul de HR este cu atât mai interesant. Să creezi o cultură organizațională în care să existe interdependență între toate componentele unei companii. Și o să vă lăsăm cu un alt survey pe care nu-l mai facem acum, dar o să vi lăsăm acolo în Mentimeter. Dacă ar fi să ajungem cu toții la concluzia că pentru a fi un om de HR bun, trebuie să fii un om de business bun, o să vă rugăm să vă alegeți voi care sunt domeniile de business pe care ați vrea să le învățați, să le aveți, să le dezvoltați mai bine decât în acest moment. Pentru că ultimul mesaj al prezentării mele este în felul următor. Liderii în această lume care conduc companii au extraordinar de mare nevoie de noi, de voi. Iar gândirea lor strategică trebuie corelată cu gândirea voastră. Pentru că fără partea umană, fără human resource, strategia rămâne un vis frumos care nu se va implementa niciodată sau o aspirație fără fundament. Încurajarea noastră este: dezvoltați-vă abilitățile de gândire strategică, învățați business pentru a putea deveni nu doar la masă cu toți cei care iau decizii, ci un decision maker la fel de important ca toți ceilalți dintr-o companie. Mulțumesc mult! Mulțumim frumos, Raimund!